Câteodată, tăcerea este cel mai bun răspuns. Pacea lumii vine din pacea interioară. Sămânța bunătății este în terenul recunoștinței. Oamenii fericiți își construiesc lumea lor interioară. Oamenii nefericiți dau vina pe ceilalți. Să ai o minte inteligentă nu este suficient. Ai nevoie și de o inimă caldă. Este vital ca atunci când educăm mințile copiilor noștri, să nu uităm să le educăm și sufletele. Cred că singura religie e cea a inimii bune. Dragostea este nimic fără acțiune. Încrederea e nimic fără dovadă. Părerea de rău nu e nimic fără schimbare. Cu cât ești mai motivat de dragoste, cu atât vei fi mai neînfricat și liber în acțiunile tale. Religia mea e simplă. Se numește bunătate. Atunci când crezi că tot ce ți se întâmplă e doar din vina celorlalți, vei suferi foarte mult. Ce face celălalt nu ar trebui să determine răspunsul tău. Atunci când rațiunea capitulează, începe să se manifeste mânia. De aceea, mânia e semn de slăbiciune. O persoană inteligentă știe ce să spună. O persoană înțeleaptă știe dacă să o spună sau nu. Când ceva e greșit, e greșit. Chiar dacă toată lumea o face. Ce e corect, e corect. Chiar dacă nimeni nu o face. Să te cucerești pe tine însuți e o victorie mai mare decât să cucerești în luptă mii de oameni. Cunoaște bine regulile ca să știi cum să le încalci cât mai eficient. Împlinirea materială ne dă numai satisfacția simțurilor. Dar ca să fim fericiți pe termen lung, trebuie să ne dezvoltăm mintea. Dacă vrei ca alții să fie fericiți, practică compasiunea. Dacă vrei ca tu să fii fericit, practică compasiunea. Sursa mea de bază a fericirii este liniștea mea sufletească. Nimic nu o poate strica în afară de mânia mea. Întotdeauna alegerea e la tine. Toată suferința e cauzată de ignoranță. Oamenii îi fac pe alții să sufere în drumul egoist spre propria fericire și satisfacție. Când mintea noastră este calmă, suntem mai pregătiți să găsim liniștea interioară și să trăim o viață plină de bucurie. Scopul nu este să fim mai buni decât cel de lângă noi, ci mai buni decât versiunea noastră anterioară.
când inspiri, bucură-te de tine. Când expiri, valorizează toate ființele. Mintea calmă înseamnă putere interioară și încredere de sine, ceea ce înseamnă că e foarte important pentru sănătate. Dacă trebuie să alegi între a fi bun sau a avea dreptate, alege să fii bun și vei avea întotdeauna dreptate. Dacă te simți demoralizat și extenuat, de dragul tuturor, cel mai bine este să te retragi și să te refaci. Să fii optimist nu înseamnă că ești orb în fața realității, ci înseamnă că rămâi motivat să găsești soluții la orice probleme ar apărea. Adevăratul erou e acela care își învinge propria ură și frustrare.